În alt Sfințitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel a Mănăstirii Râmeț. Cu acest prilej, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat portarea de grijă a lui Dumnezeu pentru oameni. Iubiții mei, Bunul Dumnezeu veghează în permanență asupra noastră cu o grijă mai mare decât a mamei pentru propriul ei copil, chiar dacă mama ta te va uita. Eu nu te voi uita. Ne încredințează Domnul prin vocea profetului Isaia. Ce asigurare minunată avem noi! Tatăl Ceresc ne dă întotdeauna puterea de a birui necazurile și greutățile vieții. Ne dă curajul de a face față tuturor situațiilor dificile. Oricât de grea ar fi crucea noastră, oricât de dure ar fi încercările prin care trecem, ajutorul pe care noi îl vom primi de la Domnul va fi mereu pe măsură. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un preot pe seama parohiei Drâmbar din protopopiatul Alba Iulia. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Anastasios din Târgu Mureș. La final, în alt preasfinția sa a săvârșit un parastas pentru conducătorii răscoalei țărănești din Transilvania din anul 1784.